Cosmin Morega a mers în această dimineață să voteze alături de familie. Morega a declarat că a votat pentru ca tinerii să aibă un viitor mai bun. Motrenii au mers și ei să voteze astăzi, fiind convinși că opinia lor va conta în stabilirea viitorului primar. Camelia Craibani le-a transmis motrenilor să meargă la vot. Morega s-a prezentat la primele ore ale dimineții să voteze. Am ținut să merg la vot împreună cu familia, alături de copilașul meu, pentru un viitor mai bun, atât pentru copii, cât și pentru toți cetățenii municipiului Motru. La Motru nu au fost semnalate incidente electorale. Suntem la secția 57 din Motru, avem 1542 de persoane înscrise pe listele permanente. Până la această oră s-au prezentat în aproximativ 300 de persoane. Oamenii speră la un trai mai bun. Un trai mai bun, să facă ceva pentru tineretul ăsta, să vadă ceva așa. Vreți schimbări la nivelul municipiului? Da, da, oameni municipiului. E în orașul ăsta mai bine, fie locuri de muncă, că te nu sună, nu se duce și tineretul ăsta pleacă din oraș. Camelia Craibani a votat și ea la Motru. Le transmit din tot sufletul să vină la vot, este foarte important, prezența la vot este foarte importantă. Și să se gândească, așa cum ne-am gândit majoritatea, la schimbare. Să se gândească la copiii noștri, la părinții noștri, la bunicii noștri. La unele secții de votare, motrenii au stat minute bune la rând pentru a vota.